Bine v-am găsit, dragilor, o nouă ediție de Sport Arena la zi. Eu și colegul Cristi Pulhac, sau mai bine spus starul de cinema, Cristi Pulhac, astăzi stăm de vorbă cu prietenul nostru, Paul Gheorghe, de la trupa Trouble. Ce faci, Paul? Bine ai venit pe la noi, bine ai revenit pe la noi. Salutare și bine v-am regăsit și mă bucur să fiu aici alături de voi, ca de fiecare dată, cum se zice, în familie. Numai artiști, dragă, la masa asta, n-am văzut așa ceva. Artiști sportivi. Să știi, artiști și sportivi, de altfel. Mai pe latura sportivă eu mai puțin, dar, Cristi, ce te bâții? Vrei să te bătaie de la Bianca? Am văzut intro-ul ăsta și mi-aminteam de când eram și eu mic și tot timpul îmi doream, mă, cum să fac și eu schema aia, să mă învârt în cap, să stau. Aveam și pe unii în cartier, dar fiert nu cred că breakdance erai când da, erai mic, este? Da, deci eram, cred că toți din cartier eram super entuziasmați să învățăm, dar nu am avut atât de multe opțiuni de la cine am putea învăța, așa că, na, cine mai luptam o mână, mai... Sunt mai norocoși puștii din ziua de astăzi, pentru că, uite, pe partea aceasta de street dance, mai ales Paul, nu-i așa, pot veni la tine și îi ajuți cu toate schemele, toate nebunile pe care le-am văzut și pe filmuleți și nu doar peste tot la voi pe social media. Bineînțeles că așa se întâmplă, numai că în trecut denumirea de breakdance a fost dată de către media, în momentul în care au popularizat puțin tot ceea ce înseamnă cultura de hip-hop. Realitatea este că pentru breakdance, denumirea reală în cadrul culturii de hip-hop se numește breaking. Și aici e un lucru foarte important de înțeles. Pentru e o diferență între cele două majore. Deci cei care sunt puri, reali, breaker, b-boys sau b-girls, breaker boys sau breaker girls sau b-girl, propriu-zis, în momentul respectiv ei vor identifica tot timpul denumirea reală de breaking, nu de breakdance. Uite, eu, de exemplu, ție, ție-ți mai fugi un număr, așa. Am un număr, mai am umeraș în spate. Ce? Așa se spunea pe vremuri, îi spunea break-up. Break-up? Era break-up și break-down, îi spunea. Făcea waving-urile. Da, asta îmi plăcea parte, foarte mult. Asta este parte, pentru că noi la momentul respectiv, de vremurile de care vorbești eu foarte mult, că le-am trăit și eu la vremea respectivă, acum se numește popping. E un stil specific. Am înțeles. Ce ține de waving, ce ține de hip-hop. Am mai upgradat și noi, am mai crescut mult. Noi atunci eram... informația la noi în România după câțiva ani. Realistic, noi atunci doar ce vedem în videoclipuri. Adevărat, dar da. Despre ce vorbeam noi acum, sunt subculturi ale street dance-ului? Street dance-ul este o denumire generală a dansurilor de stradă. Include mai multe stiluri. Deci, propriu zis, această denumire. Okay. Ceea ce ține de breaking este identificabilă strict de separat. Breaking. Da, pentru că, de exemplu, breaking are patru elemente foarte importante. Top rock, freezes, power moves și îmi scapă. Am zis? Top rock, freezes, power moves. Și a patra denumire... Footwork. Acum. Ok, deci sunt pe mai multe categorii. Am emoții că am ajuns la voi acum, ce să fac. Chiar credeam că ai trecut de partea asta. Bine, că... uite, din momentul ăsta gata, am trecut. A, bun, gata, iau o gură de apă și ne revenim. Da, uite, pe zona asta, cel puțin la mine, în generația mea, erau diversi, să zic așa, oameni care și-au deschis niște școli de dans pe mai multe genuri și vorbeam și de breakdance și vorbeam și de street dance și era foarte, toată lumea era foarte implicată și au și ieșit doi din dansatori, cred că pe unul îl cunoaștem cu toți, este vorba de Urs, cel care a participat la Eurovision, da, Andrei Ursu, care a început ca și dansator. Andrei? Da, Andrei Ursu, cel care a fost în Flamingo prima oară. Nu, zic de Urs, cel care a participat la Eurovision cu piesa Yamame și Mircea Vlad. Da. Ei amândoi, prin asta, au pornit din Buzău, a fost o chestie de fan și ulterior au ajuns să fie, cum au venit la București, dansatorii Inei, Alexandrei Stan, adică... Bine, fan începe prin tot timpul, adică... Da, ei au ajuns la ceva, că ulterior s-au orientat către altceva și Urs s-a orientat către muzică. Cum ai făcut și tu, te-ai apucat de fotbal și ai ajuns mi-a plăcut, pe marele ecrane din cinematografele și, uite, din România. Și fotbal am trecut și pe ecrane. Da. Dansul îți lipsește, să mergi la Paul. Mă, să știi că uite, poate, dar să văd dacă mai aveam pe aia din picior, dar las chiar după aia. Să știi că altățiere, pentru că, de exemplu, și eu joc în Naționala Artiștilor Fotbaliști Români și să știi că nu este întâmplătoare situația asta, pentru că și eu am jucat fotbal la Oțelul Gălați. Asta vreau să discutăm, pentru că știu că a jucat fotbal și el și uite, vezi, el s-a schimbat și eu m-am sucit. Dar eu nu puteam să spun nimic oricum, pentru că am încredere în colegul meu că e multitalentat, am și cântat împreună, adică noi le facem pe toate. Da. E prin cine doi pentru al treilea. L-a gătit să nu, așa că l-a gătit să nu-l punem, că mai încurcăm un alt. E rețeta de bază?
Cartofi cu ou. Păi ăla o știu atât. și sandvișuri dacă are totul tăiat. Da, perfect, da, da, da. Ai văzut cea mai bună. Gătim bine, mâncăm cel mai bine. Paul, povestește-ne un pic despre voi. Știu că de fiecare dată veniți cu premii. N-ai avea cum să le ții minte, pentru că sunt multe și întotdeauna sunt importante. Știu că tu faci parte și din jurii. Și mai nou, cred că cel mai fierbinte subiect, ajungem și la el pe parcursul discuției noastre, este faptul că mai nou street dance-ul este disciplină la Jocurile Olimpice. Nu street dance-ul, breaking-ul. E breaking foarte important, da, ca să dăm informația tuturor celor corectă, care se uită, da, pe spectatorilor, pentru că street-ul, cum spuneam, este o denumire. Dacă vorbim doar de lectura personală, Trouble Academy, noi în cadrul Academiei, eu am dezvoltat foarte mult tot ce ține stilurile de dans, dar în aceeași măsură și clasurile speciale de breaking. Din momentul în care a fost anunțat ca sport olimpic, atunci atenția s-a îndreptat foarte mult către această latură spre tine, pentru că acum avem o identitate. Dacă până acum eram considerați gen, cum aveam șapcă în cap, ce se întâmplă cu el, cine este el, homeless, cu ghilimele de rigoare, nu eram respectați, mulți oameni n-au înțeles că, de fapt, hip-hop a ajutat tinerii să iasă din tot ceea ce înseamnă mediul rău famat. Și atunci noi am reușit să aducem tinerii către sport, către mișcare, pentru că, haide, să facem înțeles, da, da, la ce da, se da. Întâmplă, e destul de dificil. Dar în cadrul companiei am creat trupe, am creat... Academie, pardon, am creat trupe, am creat duete individual. Din perspectiva asta, pe diferite stiluri, participăm la concursuri internaționale, pentru că acolo este nivelul cel mai mare și vrem să vedem exact unde ne încadrăm. Pentru ceea ce ține faza națională, participăm doar la concursurile de calitate. Pentru că și aici se întâmplă, cu cât se dezvoltă domeniul mai mult, cu atât apar oameni care nu cunosc foarte bine acest lucru. Este ca și cum aș vrea să cânt, să am voce, dar n-am cântat niciodată. Dar tocmai de asta este foarte important să menținem un echilibru, iar calitatea pe care eu o vreau, propriu-zis, pentru Trouble Academy, este să se ducă la un nivel înalt, pentru că principiile mele sunt clare. Cum spuneam, am fost fotbalist înainte și știu ce înseamnă competiția, știu ce înseamnă nivelul internațional și atunci dacă nu ești între cei mai buni, nu există. Știu că de fiecare dată tu vii și ne povestești de concursuri cu un număr foarte mare de participanți, da, unde Trouble Academy obține, nu-i așa, rezultate foarte bune, puști și cei mai mari și cei mai mici, nu-i așa, obțin rezultate foarte bune. Așa este, pentru că pe parcursul anilor din 2013, de când a apărut Hip Hop International la noi în România în 2010, din primul an mi-am dorit să fiu jurat. Dar am zis, ok, mai stau puțin. În 2013 m-am dus în Elveția, mi-am luat licența propriu-zisă de jurat internațional și în același an, în Las Vegas, am dat examenul de elite judge. Nu toți sunt în acest nivel. Suntem undeva la 20 de jurați. Dar din momentul respectiv... Worldwide, în toată lumea. Peste tot. Cei dintre toți. Îți bucuros să reprezint România la nivelul ăla și îți bucuros să jurizez campionatele mondiale, pentru că acolo vorbim de cel mai înalt nivel. În momentul în care te duci acolo, sunt peste 5.000 de dansatori. Vorbim despre un complex rezidențial, cum e în America, de aproape 6 sau 7 hoteluri. La un moment dat te pierzi printre ele. Deci îți jur că stau cu mapa propriu-zisă, cu harta, ca să văd pe unde mă duc. Că te pierzi la ce e acolo. Și este o săptămână întreagă de dans, nivel extraordinar de înalt și mentalitate total diferită față de realitatea pe care o trăim noi aici. Trebuie să fii acolo, să fii parte dintre ei ca să înțelegi cât de repede evoluează lucrurile. Și în consecință să știi ce pretenții să ai și la ce nivel îți dorești să te ridici tu, pentru că, așa cum spuneai, în România nu cred că e valorificat ca și sport atât de tare, da, cum este în alte... Știi ce vreau să întreb? Uite că mi-a venit o idee acum. Exact ca și în alte țări, mă refer aici în America, să spun, pentru că am văzut. Crezi cumva că la noi n-ar merge un show de genul ăsta cu jurați? Cum sunt anumite show-uri, da, de stand-up, de... nu știu, de bucătărie, cum am vorbit mai înainte. Mă refer acum, adică e foarte evoluat în primul rând. Am văzut că foarte mulți tineri merg acum la breakdance, street dance. Da. Și mă gândeam acum, nu știu, n-ar merge și la noi un show cu jurați pentru, nu știu, un premiu pe care să-l câștige fiecare, poate, nu știu dacă singular, dar chiar și ca echipă să meargă. Mă bucur că pui întrebarea asta. Adică nu știu, mi-a venit acum în cap. Vezi, fotbaliștii se simt între ei. Păi da, trebuie să fii atent, adică stânga-dreapta. Stânga-dreapta, legi informația, să o da, știi, am văzut într-o său... Este foarte adevărat ce spui. Noi am avut câteva formate TV. La momentul respectiv, eu cu Trouble am participat. Dar să fiu foarte sincer, am fost foarte dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat. Pentru că în momentul în care ești ca și juriu, știm foarte bine, este entertainment. E regulă. Corect. Orice format are coregraf, se poate rectifica lucrul ăsta. Se pot face multe chestii. Cel mai important sunt jurații.
Corect. Că una este, poți să pui jurați pe toate domeniile, dar am spus-o și am discutat inclusiv cu un anumit producător la momentul respectiv și am luat decizia să nu mai particip la aceste show-uri, să zic așa, cum au fost în trecut, pentru că în momentul în care, îți dau un exemplu, eu sunt jurat internațional. Corect. Și mă duc la show X, în care în show X nu există un jurat profesionist pe dat. Știi că de obicei se pun 4 sau 5 jurați. Da, din mai multe arii de specialitate. De obicei pun cam 2 care sunt din aceeași are, uite, de exemplu, cum e Paul, care are atâtea diplome, adică e specializat pe chestia asta. Mai pun un jurat, probabil, na, poate un dans, dar nu știu, alt fel de dans. Și mai pune și unul Caterinca, dar care se pricepe așa. Da, un actor sau un actor, adică mixează. E un lucru bun, dar ce se întâmplă în momentul de față trebuie realizat un aspect. În momentul în care se face un show de genul ăsta de televiziune, am spus și sunt foarte asumat cu ceea ce voi spune acum. Noi cei care investim timp în copii, în cluburi și tot ceea ce facem, vă dați seama că noi mergem la cel mai înalt nivel. Și în momentul în care tu vii și expui un moment, mai ales că am cochetat și cu televiziune, știm despre ce. Da, păi asta, de asta. Și expui și te trezești că experiența juratului respectiv, repet, nu contest pe nimeni, doar ca și metodologie propriu-zis, de ce se pierde acest format și de ce nu au aceste formate foarte mulți dansatori. Există în România. În România sunt foarte multe cluburi și foarte mulți dansatori. Da, am văzut. Problema este că eu mă duc și fac această coreografie, o prezint și la un moment dat feedback-ul pe care îl primesc înapoi nu are nicio legătură cu realitatea la ceea ce dansez. Se spune, dau un exemplu, X dansează. Ok, show-ul e de dans. Da. Îi face entertainment, e ok. Dar tu trebuie să dai un feedback față de cel care a prestat în fața ta, astfel încât acel om, dacă trece de la o altă etapă, să înțeleagă ce are de făcut, să înțeleagă despre ce este vorba. Atunci toți dansatorii buni și de valoare preferă să nu se mai ducă la aceste emisiuni pentru că nu au această calitate. Adică să fie jurizați de către o persoană, măcar o persoană să existe, care cu adevărat să facă lucrul ăsta. În momentul de față, eu recunosc că Mihai Petre este unul dintre puținii care cu adevărat s-au pus la masă și au înțeles exact despre ce e vorba, pentru că este tipologia de om pe care o respect foarte mult, că pe lângă faptul că el a făcut dans sportiv, s-a interesat și despre celelalte stiluri. Da. Cunoaște despre ce, știe ce înseamnă un sincron. Da. Sincron nu înseamnă doar să mă mișc acolo, înseamnă pe tempo, numărătoare, sunt mai mulți factori. Uh-huh. Da, înțelege înseamnă bucătăria din spate. Exact, și atunci eu ca dansator care investesc, dau un exemplu, peste 10.000 de euro timp de 3 ani de zile să mă duc peste oceane și vin și primesc feedback-ul ăsta și toți părinții din cadrul clubului spun, păi da, dar tu te-ai dus acolo, păi uite, n-ați fost buni. Dar juriul nu e pregătit să poți să-ți dea un feedback. N-am fost bun în contextul în care păi, mi-a spus că nu sunt bun cineva care nu are o experiență în ceea ce facem exact. Noi. Dar problema cea mai mare este că nu ai dreptul la replică. Crezi cumva că, adică nu știu, m-am uitat la jurați în străinătate. De obicei mă fură în special dansatorii coreografia care o fac și parcă nu mai uit de juriu. Da. Acolo sunt toți din juriu specializați pe chestia asta sau merg și pe anumite, de exemplu, doi care vin din domeniu și unul un actor, unul un comediant care mai puțin contează părerea, doar de show? Îți pot da două nume puternice de concursuri internaționale. În Hip Hop International a fost, unde sunt eu jurat, a fost partener cu American Best Dance Crew, de pe MTV se ținea la momentul respectiv. Exista Shane Sparks ca și jurat, exista Dietrix ca și jurat. Vorbim despre Shane Sparks, coreograful care a și făcut filmul, a coreografiat tot ce înseamnă Yuga Sir, filmul ăla super popular la noi. Vorbim de Dietrix care face parte din Quest Crew, B-Boy Real, a câștigat ABDC, a fost pus la masa juraților. Vorbim despre, nu mai știu exact cum cheamă pe băiatul de la NSYNC, care la fel a dansat înainte. Mergem la World of Dance, la fel, unde este J-Lo, Neo și încă un băiat Simon, nu știu exact. J-Lo a fost dansatoare înainte să fie cântăreață. Și și-a păstrat cumva statutul acesta exact, în continuare. Exact, în toate show-urile ei, da. Neo a fost dansator înainte, ca și Asher și mulți alții. Paul, și eu am fost dansator, dar n-am fost de performanță. Nu, da, au fost de performanță. A, au fost de performanță. Au fost și de performanță și se vede în show-urile lor, pentru că, de fapt, de aici pleacă o legătură, un lanț. De asta și în show-urile noastre cu artiști, am coreografiat cu artiști la noi în țară foarte mult timp, am stopat, am zis stop până aici, pentru că nu vreau mai mult, tocmai datorită faptului că nu se înțelege exact ce înseamnă să faci show real. Adică dansatorii sunt undeva în planul 2, ok, hai să fim acolo. Chiar am avut foarte multe situații cu mulți artiști când le-am spus, n-am mai lăsat dansatorii, că pur și simplu erau ca niște sclavi. Îi puneau să care doar gențile, se duceau la hotel, dansai doi pași la stânga, doi la dreapta. Nu, eu respect și noi suntem artiști. Respectați-ne ca atare. Da, sunt de acord cu această situație și am, să zic așa, am văzut de multe ori în care cumva era irelevant, vine X, nu mă interesează, dacă nu vine, lasă că o chem pe Y sau îl chem pe Y. Exact, da.
o lipsă de respect și vis-a-vis de ce înseamnă felul în care arată și așa mai departe, dar în consecință și din partea cealaltă există o oarecare lipsă de, corect, de respect. Așa este, pentru că aici este greșeala producătorilor, managerilor și artiștilor. Ar trebui să aleagă și să se uită puțin când fac lucrul ăsta, inclusiv la producători, că vorbeam de emisiune, la trecuturi cluburilor sau a dansatorilor. Să facă un research mic, pentru că echipa există în spate. Și acum este mai ușor, mai ales pe internet. Da, găsești istoricul tuturor. Exact. Și atunci o să-ți dai seama imediat de ce se întâmplă. Pentru că acești dansatori, ca să revin la ceea ce m-ai întrebat, nu vin la televiziune. Televiziunea promovează, cum s-a întâmplat în ultimii ani, trupe care nu sunt atât de sonore, dar sunt luate ca exemplu. Și atunci ce se întâmplă cu noi toți ceilalți care cu adevărat ne ducem și vrem să punem tricolorul sus? Ce se întâmplă, de exemplu, în breaking cu cei care cu adevărat vor să se ducă să reprezinte? Pentru că sunt foarte mulți. Dar sponsorii nu se apropie de ei, pentru că în momentul de față spun, ok, ce e el? Păi dacă ție ți-a ieșit la televiziune, ți-a câștigat, dau un exemplu, concursul X, o trupă care de bea s-au strâns și a făcut acolo, că ai vrut să scoți o trupă de dans? Păi nu, eu mă refer să fie totul calculat, adică totul... Ideal. Asta ar fi ideal. Și din punctul meu de vedere, acum, din ce am văzut eu, nu numai jurații decid, cât lasă și publicul din spatele micului ecran ca să decidă. Adică, de asta, bine... Eu doar zâmbesc. Nu vreau să... Dar acum cred că e și mult mai vizibil, adică lumea e mult mai ok cu toată generația asta care s-a digitalizat și putem afla mult mai multe despre fiecare. Eu știu de ce ai zâmbit, dar eu tind... Dacă mă aude cineva să-mi fură ideea acum, da? Dar eu după ce se termină emisiunea, o scrii frumos pe o foaie, mergem la o simă. Ascultă-mă, dacă s-ar face un show foarte frumos, cu, nu știu, cum se fac anumite show-uri, înțelegi? Și cu publicul este în Statele Unite, public care înțelege ce se întâmplă acolo. Cu coregrafie, cu ținute. Și când zic public, public, nu aplaudați, cum se zice. Nu? Adică oameni care sunt acolo... Mă simt fericit ceva în acest România, moment. Adică... Mă simt fericit. Eu trecut emoțiile lui Paul. Normal, ți-a zis din prima, gata, acolo s-a oprit. Dar cred că ar merge pentru că... Avem formate. Există formate. Am mai văzut la anumite show-uri în care au venit și genul ăsta de breakdance, care erau foarte apreciate. Adică am simțit feedback. Mie mi-a plăcut foarte mult să văd un genul ăsta care venea îmbrăcați în robot sau eu știu, pentru show, bineînțeles, dar dansau foarte bine. Și chiar am simțit vibe-ul ăla de acolo, că bă, și uite, chiar e mișto, adică nu neapărat, știu, nu știu, să fac omletă sau... Bine, și să nu uităm faptul că mie mi se pare, scuză-mă, Paul, că te-am întrerupt, dar la un moment dat a fost câștigat, da, un show de televiziune de către cineva care a venit să facă dans și atât, singur, da, știm că e vorba despre Rengle. Da. Care mie mi s-a părut, să zic așa, la nivel social, o situație care a demontat ceva. Adică o societate foarte vehementă în anumite opinii și foarte hotărâtă și foarte pregătită să arunce cu sulița și cu să ardă pe rug tot ce se întâmplă într-o comunitate, bă, parcă de show le trecu brusc așa. Asta spun. Știi, toată lumea, adică mi se pare cumva că, la asta vreau să ajung, mi se pare că dansul naște la un moment dat o schimbare în interiorul tău care te bucură indiferent de alți factori pe care până acum erai pregătit să-i arunci, să-i faci, să-i critici. Lăsând la o parte partea artistică și ce a însemnat Da, așa este. Rengle a avut un curaj foarte mare. Pe Rengle îl știu în 2007 împreună cu Cosma Levi Lennon și Mircea Exarcu, am ținut primul workshop pentru dansatorii români. Rengle a fost prezent la acel workshop la momentul respectiv. Îi știu evoluția. E un băiat și un dansator extraordinar. Are foarte multe calități, este foarte bun pe ceea ce face. El a ales un drum, e foarte bine, trebuie respectat. Trebuie respectat pentru ceea ce este, trebuie respectat. Că nu este ușor să facă ce a făcut el acolo. Întrebarea vine, de acolo mai sus ce va face, este partea a doua. Da, lăsând la o parte orice altceva. Dar, în altă ordine de idei, nu consider că cineva ar trebui să judece pe altcineva în funcție de ceea ce face. Pentru că numai Dumnezeu poate face lucrul ăsta. Aici este greșeala noastră a tuturor. Egoismul, invidia. Stereotipurile. Hai să fim realiști. Dacă eu le-aș da un exemplu tuturor celor care au contestat sau au făcut lucrul ăsta. O singură dată i-aș aduce și i-aș pune să facă măcar 4 mișcări cum a făcut Rengle. Dacă ei reușesc să facă treaba asta, atunci eu mă fac popă, cam și bani. Știu, dar ei să luau și de viața lui trofeul când ajunge dar în moment de genul. Asta încerc să spun, că mi s-a părut că s-a dus și s-a pus în, nu ca un plan secund, s-a aruncat la coșul de gunoi.
viața personală în momentul în care s-a întâmplat pe parcursul acelui show de televiziune. De ce spun asta? Pentru că altfel eu personal nu ai să vezi niciodată un stat cu patriarhal, da, cu anumite opinii pe care toată lumea le respectă și până la urmă fiecare are dreptul la opinia, lui. Știi, să aprecieze partea artistică și munca omului. Și asta partea artistică a lui a fost foarte mult promovată și aplaudată. Adică la primul show la care a participat a fost foarte aplaudat din punctul meu de vedere. Ce am văzut. Eu mă refeream strict la dans și așa mai departe. La dans, atât. Da. În schimb, eu cred că tu, fiecare om, exact cum a zis Paul, ar trebui să-și ții după aia drumul puțin. Adică să nu te abasi puțin de alea și vrei să faci și aia și aia, că vrei să o dai în alt extrem. Și da, îți alegi? Da, adică el a fost și la un alt show TV în care și-a lătat și o altă parte. Un lucru foarte important, iartă-mă că te întrerup. Ideea e următoare. Exact ce spuneam despre dans, despre jurați mai devreme, despre formatul TV. Atâta timp cât majoritatea dansatorilor noștri, și voi fi din nou asumă la ceea ce spun, în cadrul instructorilor, coreografilor, managerilor de cluburi, producătorilor și tuturor, trebuie să înțeleagă, inclusiv de la producători. Una este să vezi ceva la televizor, că ai văzut, ți-a plăcut, de acolo e formatul și faci treaba asta, și una este să ai un specialist. De exemplu, noi avem o problemă foarte mare în societate. Să fim realiști. Bine, la sistemul învățământului, sistemul sportiv care, într-un fel sau altul, caută să se îmbunătățească, în afară n-ai să vezi această problemă. N-ai să vezi că te judecă pentru lucrul ăla. În afară s-au acceptat lucrurile așa cum sunt. Nimeni nu zice că aia e mai bună sau mai rea. De ce trebuie să comparăm? De ce trebuie să ne luăm de viața unui om? Este vorba doar de artiste, momentul lui. Asta e cultura noastră. Atunci, care am avut-o și o moștenim. Eu aș vrea să transmit un mesaj tuturor celor care văd acest lucru. De ce în momentul de față, când sunt, e un artist la un teatru, un bărbat, se îmbracă și joacă rolul unei bunicuțe sau unei femei, nu e judecat? Pentru că este umor. Artistic. E punct. Viața lui personală nu ai treabă cu ea. Și aici e greșeala noastră, pentru că acest băiat, eu îl cunosc, a muncit foarte mult pentru punctul ăsta. Apropo, stă lângă mine. Vecine. Întâlnim. Ce faci, vecine? Da. Bine, din nou, ți-am zis, eu am vrut să ajung la o chestiune în care mie, din punct de vedere social, mi s-a părut o separare foarte bună la momentul respectiv, ce a urmat după, irelevant și așa mai departe. Eu consider că dansul este o disciplină sportivă care întotdeauna a atras și întotdeauna o să atragă. Sunt convinsă că în toate ariile și mai ales când este vorba de show. Și eu am văzut, da, pentru că am fost la tine, Paul, și îți mulțumesc încă o dată că ne-ai primit și m-am învățat, Costi, acolo câte ceva. Nu v-am făcut de râs, sper. Așa. Eu i-am văzut pe cei care, pe puținii pe care am apucat să-i cunosc și care au venit cu mine aici în platoul Metropola TV și sunt copii dornici de a realiza și mai mult, și mai mult. Adică vedeam din felul în care lucrau și să știi că sunt oameni pe care eu i-am simțit foarte, care nu aveau meteahna asta a invidiei, lasă să fiu mai bun decât celălalt, individualisme și așa mai departe. Adică, ba chiar dintre fete, că le-am văzut și pe materialul de la început, Gabi veneau și îmi șopteau. În timp ce făceam, ca în cazul în care uitam, imediat, și a venit de la ele treaba asta. Din nou, știu că sunt destul de mici de vârstă, sunt acolo la vârsta majoratului și... Au 15 ani, Gabriela are 15 ani. Și ea chiar a făcut istorie. Pentru prima oară când este singura dansatoare care a fost în lotul României de street dance și în lotul României de breaking. În ambele părți, în ambele loturi ale României. De ce? Pentru că eu în cadrul Academiei caut să dezvolt toate stilurile, sunt clase separate. Dar cel mai important de înțeles este că în momentul în care faci parte și ai o identitate, că ești de la Trouble, că ești de la X, că ești de la Y sau că ești în lotul României, trebuie să realizezi că acolo este vorba despre o echipă. Și mulți dansatori, din păcate, de la noi, că sunt foarte mulți coreografi care au apărut peste noapte și foarte mulți cunoscători de cultură și foarte mulți care fac o grămadă de chestii, dar uită baza. Nu eu sunt cel important astăzi. Important sunt copiii care vin din spate. Importanți ei sunt. Lor trebuie să le oferim oportunitatea să înțeleagă lucrul în echipă, să înțeleagă de ce. Dar știi ce este surprinzător? Pentru că mulți de la noi din țară, când pleacă peste hotare, se poartă exemplar. Și majoritatea. Când mergem în afară, în concedii peste tot, asta vreau să zic, ni se aplică și personal. Îți spun că am pățit-o eu personal. Jurizam în Las Vegas și la un moment dat m-am întâlnit cu colegul meu din Filipine, cu Xerna, și zice, băi, am auzit că la voi în România e nasol. Eu am rămas șocat. Zic, dar cum adică e nasol? De ce? Păi m-am niște prieteni români care mi-au zis că voi duceți viață grea, că voi sunteți chinuiți. Și am zis, nu, nu e adevărat. Înseamnă că eu nu sunt români.
Noi ne denigrăm țara de fiecare dată când ne ducem afară, comparându-ne cu ceilalți. Cum pot eu să fiu mai bun dacă eu nu fac ceva pentru mine mai bun? Cum pot să pretind că vreau să fiu ceva mai mult când eu nu fac? Dar încă o dată vin și spun, nu putem avea pretenții la oameni care nu înțeleg. Ține un copil într-o cameră, vorbesc despre comunitatea de dans din România, de artiști, de producători, de absolut tot ce vreți. Toți suntem o apă și un pământ. Dar cum pot eu să fiu mai bun dacă eu nu trăiesc acolo? Eu nu pot să vorbesc despre, de exemplu, despre viața ta, eu nestând, nefiindu-ți prieten, nefiind lângă tine atâta timp. Sau a ta. Pot să spun un lucru, i-am cunoscut, sunt frumoși pe parcurs dacă relațiile sunt ok. Așa și cu noi în societate. În afară ne comportăm exemplar, la noi știi cum spunem, e acru. Nu e adevărat, e greșit. Noi ducem o viață foarte frumoasă aici unde suntem. Noi suntem ok cu tot ce avem. Duceți-vă în Africa să vedeți ce se întâmplă. Am fost acolo, am fost în Mexic, apropo că vorbeam de Mexic. Da. Când am ajuns prima oară în Mexic și am vizitat, am întrebat-o pe directoarea de acolo și îi spuneam, eram în Ciudad. Și la un moment dat îi spun, de ce casele respective sunt colorate doar la periferie și nu-i tot Mexicul? Am șocat când am avut la răspuns. Pentru că acolo rata de sinucidere e foarte mare. Crima, hoția, vandalismul. Și pentru copii, ca să poată să nu trăiască această traumă, toate casele sunt vopsite ca să aibă un mediu de joacă. Și am rămas surprins. Noi venim și spunem că la noi în țară nu e bine? Nu e adevărat. Din punctul meu de vedere, consider și sunt asumat la ceea ce spun, că acești oameni care spun lucrurile astea nu sunt atât de bărbați sau de femei mature ca să înțeleagă care e realitatea noastră. Bine, și în momentul în care nu ești prea umblat prin lume, judeci vis-a-vis de o aparență pe care o vezi în social media sau pe care o vezi pe la televizor într-un documentar simpatic de top 5 locuri pe care să le vezi în Finlanda. Cred că adică... ar trebui să le indicăm să se uite tuturor acestor oameni care comentează filmul Tarzan. Și atunci o să înțeleg exact despre ce e vorba. În momentul în care judeci pe altul, ești un Tarzan. Depinde și cum te uiți la film, Paul. Că dacă te uiți la film doar să te uiți la film, bun, dar așa dacă nu te uiți și simți filmul în sine, cum trece fiecare personaj pe acolo și prin ce trece? Acum Cristi știe. Nu puteam, îmi pare rău. Sunt prietenă, mi-ești drag, te iubesc, dar trebuia să te înghiontez un pic. Eu, din perspectiva mea, dacă aș avea forța necesară, aș implementa în școli, de exemplu, un proiect în care le-aș da copiilor, de exemplu, 10 lei și le-aș spune în 2 zile să-i multiplice, fără să se împrumute sau să facă ceva, să văd ce metode ar găsi. Adică se poate autofinanța, se poate să facă anumite lucruri. Noi avem o problemă reală din perspectiva asta. Pentru că copiii nu știu să se dezvolte. Ține un copil într-o cameră timp de 3 ani de zile și după asta trimite-l în societate. Cam așa se întâmplă la noi când stai în granița România. Da, acum, lucru, da. Ai internetul, cel puțin dacă ai internetul. Tu te interesează, te găsești pe Wikipedia absolut tot ce vrei. Oamenii care judecă din perspectiva mea sunt josnici. Și cel mai bine pentru cei care sunt judecați, vedeți-vă de viața voastră de dumneavoastră că e mai bine. Bine, în general... Ăștia care străi cu ce zice lumea și ce a zis până la urmă. Cum e, mă, e greu, nu ei plătesc facturile. Nu lumea, nu cei care vorbesc îți plătesc. Deși las că ar fi bine să plătesc alții facturile la ce se întâmplă acum. Ok, mi-a venit la final de lună, îmi plătești facturile. Dar n-am zis nimic de rău de tine, pe cuvântul meu, dacă am zis vreodată ceva, caut să aduci cuvântul rău în discuție și vezi de asta, nu contează cum l-ai pus, ai spus. Deci mai ai factori de plătit când ne... Ce m-a întors, ce să zic. Da, dă-mi-le că ți le plătesc, dar cu Apple Pay-ul tău. Așa, vreau să te întreb, Paul, despre parcursul nostru. Ce urmează acum? Pentru că știu că avem planuri foarte mari, mai ales pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Da. Bineînțeles, sunt bucuros pentru că am fost ales ca să fiu antrenorul lotului național. Timp de 2 ani de zile, Federația Română de Dans Sportiv a oferit oportunitatea tuturor b-boy-lor, b-girl din România să poată fi parte. Fiecare a ales drumul lui să facă ce vrea, dar noi am rămas într-un număr mic acum, prin președintele Virgil Trifu, Dorian Cozma, George Drăghici, Tudor Papo și cu mine, astfel încât să putem să facem regulamentele și absolut tot ce ține de latura asta de dezvoltare pentru Jocurile Olimpice. În momentul de față avem un lot al României, s-a făcut primul cantonament, pozele pe care le-ați văzut mai devreme erau din primul cantonament unde alături de noi a fost Steve Zulu Gremlin, membru Rocksteady Crew, o trupă cu notorietate în istoria breakingului și ne-a împărțit foarte multe informații reale, multe lucruri pe care copiii le-au înțeles, multe situații în care au înțeles ce înseamnă să fii parte dintr-o federație, pentru că e important de înțeles ce înseamnă să ai un carnet sportiv, ce înseamnă lucru în echipă, ce înseamnă, pentru că de exemplu breakingul, mulți au trupe, mulți nu au trupe, sunt individual și de multe ori nu înțeleg aspectele.
Dar suntem într-un proces de dezvoltare, împreună cu Paul Cursaru, domnul Gliga și cu Otto Varga, suntem în poziția în care cu siguranță vom face astfel încât România să ajungă la cel mai înalt nivel. Urmează ca în această lună, pe data de 18, să facem deplasarea la campionatele mondiale din Coreea, în Seul, cu un lot pe care îl avem la ora actuală, campionii și cei care au fost prezenți în cadrul lotului național, lotului cantonamentului național, în urma pregătirii, care au dobândit pregătirea respectivă de 5 zile, și ne vom duce să ne batem de a obține punctele și să câștigăm. Îmi doresc foarte mult ca pentru toți sportivii care vor fi sub tutela mea să gândească tot timpul pentru locul 1, nu pentru locul 2, 3, 16 sau 32. Pentru că este foarte important să înțeleagă că nu suntem cu nimic mai slabi, nu suntem cu nimic mai prejos de ceilalți, din contră, din experiență, o spun, internațională, pentru că Dumnezeu mi-a oferit șansa asta să văd foarte multe și să călătoresc foarte mult, să cunosc culturi, să cunosc dansatori cunoscuți și să înțeleg mentalitatea lor de campioni, că putem face. Doar că trebuie pus osul la bătaie. Noi ne pregătim pentru lucrul ăsta. Vom merge acum în Coreea și sunt sigur că toți cei care sunt în lot vor da absolut tot pe scena asta, pe scena internațională, pentru că românul așa e. Oricât de mult ar zice el, dar când vine vorba despre naționalitate, să știți că mereu va lupta. Și sunt sigur că acești membri care vor face deplasarea, indiferent de bune, de rele, cum sunt ele, vor da absolut tot. Pentru că acel moment este unic. Nu o să poți să-l întorci niciodată. Iar imediat după ce ne întoarcem din Coreea, pe 4-5 noiembrie, suntem la Jocurile Europene din Anglia. Toate aceste concursuri, mondialul și europeanul, îți oferă oportunitatea să poți să te apropii cât mai mult de a reprezenta România la Olimpiadă. Ce criterii trebuie să îndeplinim? Adică ce ar trebui să facem noi ca și lot național să avem asigurată participarea la Jocurile Olimpice de la Paris? În primul rând, trebuie înțeles că selecția pentru Jocurile Olimpice este total diferită față de celelalte ramuri sportive. La noi trebuie să câștigăm, va fi doar un singur loc de campionat mondial, care va merge direct la Olimpiadă, okay, european. Țara gazdă va avea un loc și va fi după asta selecții pentru campionate cu ranking din punct de vedere al notificării. De exemplu, un campionat de rang mondial are 1000 de puncte. Un campionat zonal, organizat propriu-zis sau să zic așa regional sau anumite lucruri, are un punctaj de maxim 400 loc întâi. Gândiți-vă, ca să mă duc, ca să obțin 1000 de puncte, trebuie să particip clar la 2 sau chiar 3 din perspectiva asta, internaționale. Dar dacă reușești să iei mondialul, te duci direct. Dacă nu, va trebui să luptăm, să obținem punctajul necesar ca să putem să intrăm în calificarea oficială pentru Jocurile Olimpice. Pentru că sunt 4 locuri care sunt deja pentru campionii de la campionatul mondial, european și cel intercontinental, după care urmează ceilalți. Nivelul e foarte ridicat. Și în total câte locuri sunt disponibile? 16 b-boy la băieți și 16 b-girls. Deci avem de muncă. Dar nu o dăm în spate. Ce vreau să te întreb? Ce țară e care ți-e frică așa? Sau care, de exemplu, știm și în fotbal, știm, bă, Brazilia e foarte bună. Care e mai ok, mai bună așa și care ți-e frică? Care zici tu, bă, sunt foarte buni, ar trebui să sunt și mai puțin mai buni sau... Care ți-e frică așa? Întrebarea este foarte bună, dar aș formula o altfel. Okay. Cărei țări crezi că îi va fi frică de noi? Ah, bun, ok. Cam aici suntem. Noi ne dezvoltăm. Ok, da. Indiferent de cât aș ști, cât pot, niciodată n-am să mă duc pentru locul 2. Cât suntem? Dacă suntem o mână de oameni, cel puțin am făcut tot ce am putut. Frică nu mi-e de nimeni, decât de Dumnezeu. Nu frică. Vreau să spun... Care țări crezi tu că sunt dansatori foarte buni, adică ne ridicăm la nivelul la lor? Valori. Care cine are o cultură poate mai extinsă și valorii cumva fac asta poate de mai mult timp, poate altfel? Da, probabil au câștigat multe șanse, turnee, poate, nu știu. La nivel mondial, din perspectiva asta, Franța, de exemplu, este foarte puternică. Da? Nu așteptam. Uite, de asta este am întrebat. Credeam America pe plan mondial, și dar pe America, european. Dar țările care au predominat cel mai mult din perspectiva asta au fost clar Japonia, Franța, Germania, mai nou, chiar acum în weekend am venit din Belgia de la Breakball, unde Belgia e super mega dezvoltată din perspectiva asta. Deci la copii am rămas surprins. 25 de trupe de copii, între 7 și 10 membri, care se băteau la modul real cu adulți, adică calități foarte bune. China, Japonia, Coreea, sunt foarte mulți, să știi. Sunt împărțiți. Da. Nu mai spun Columbia, Peru, Venezuela. A, deci toți sunt. Toți. Deci nu, mai deci toți există sunt. Un nivel. Da? Breaking a evoluat atât de mult, încât în momentul de față, dacă o singură zi ai stat, deja ai pierdut.
Foarte interesant. Eu mă așteptam ca o țară sau două să fie foarte bine pregătite și consacrate, care practică genul ăsta de foarte mult timp, deși și la noi s-a practicat, dar nu s-a evoluat atât de repede cum au evoluat ceilalți. Noi, cu adevărat, acum cred eu că am prins mult mai repede și parcă ne-am dezvoltat destul de rapid acum cu copiii ăștia. Care... În momentul de față, România este într-o tranziție. Da. E foarte important să se înțeleagă pentru dansatorii care sunt de underground. Să nu uităm că breaking este parte din cultura de hip-hop. Da. De fapt, este cultura de hip-hop. Și în momentul de față ne ducem în latura sportivă puțin. Noi ne numim sportivi dansatori. Nu doar sportivi. Pentru că latura noastră artistică e de dansator, dar unde prestezi este într-un sistem sportiv. Și acolo tot ce facem e pe muzică. Dar România acum este într-o plină desfășurare și echipa de care v-am povestit mai devreme muncește la intensitate maximă ca să putem să aducem cât mai repede performanțe. Suntem puțin în urmă. De ce spun asta? Pentru că, de exemplu, Italia deja au fete în podium, la nivel internațional au băieți, Spania de asemenea. Sunt foarte, foarte mulți care deja fac multe lucruri. Noi deocamdată ne luptăm cu ideea de a putea să implementăm aceste lucruri. Dar se va întâmpla. Tot ce putem să facem la ora actuală, și cu siguranță vom reuși, este ca în fiecare zi să reușim să facem mai mult decât am făcut ieri. Potențial avem, calități avem, implicarea tuturor de a ne ajuta este una deschisă și cu siguranță benefică și sunt sigur că vom atinge cât de repede Olimpiada. Ar fi excelent, adică ar fi un parcurs foarte bun, mai ales acum cum toată lumea se îndreaptă către diverse alte sporturi, parcă vara asta ca niciodată și-au luat ochii de la fotbal și s-au îndreptat către multe alte sporturi. Și știi audiențele? Nu ți se pare că așa a ba fost? Ba da. Sincer, mie așa mi se pare că a fost. Deja ne ducem și noi, uite, exact cum zice Paul, noi acum continuăm schimbare și parcă în bine, văd și pe rețelele de socializare, foarte mulți copii care încearcă să danseze anumite stiluri, adică se duc puțin și în zona asta, așa, artistică. Uite, de exemplu, noi, hai să fim realiști, după perioada asta pandemică și după perioada asta cu războiul sau tot ce se întâmplă acum, trebuie să fim realiști, am devenit puțin depresivi, speriați. Toți, peste tot se vede lucrul ăsta. În momentul în care Popovici a reușit să obțină această medalie și acel record, a fost ca o speranță. Și este adevărat, pentru că oamenii au nevoie de sport. Au nevoie de mișcare, au nevoie să facă aceste lucruri. Noi nu putem să stăm doar pe ideea de socializare, mai ales că stăm pe telefon foarte mult și știm foarte clar că e o dependență la un anumit moment. E destul de greu să poți să te duci să scoți din tine toxinele și absolut tot ceea ce se strânge. Că mișcarea este cel mai bun lucru. Dar cred că oamenii încep să înțeleagă realitatea. Da, avem o problemă. Nu avem piste de bicicletă. Să ne putem mișca prin București. Infrastructura. Da, exact. Încercăm într-un fel să suntem într-o continuă dezvoltare. Acum, deși merge puțin mai lent, dar uite că mai sunt și oameni care își doresc mai repede, cum ești și tu, Paul, și mai sunt și alții, mă refer în alte sporturi, alte domenii, care, cu toate că infrastructura noastră îi oprește poate puțin, dar ei își doresc să implementeze într-un fel copiilor mentalitatea asta. Să nu se mai gândească. Păi stai că exact mai spal. Păi stai că, ok, facem ciclism, dar nu avem pistă. Nu contează. Mergem, facem, găsim noi cum într-un fel. Da, dar aici mai intervine ceva, Cristi. De exemplu, sunt foarte mulți sportivi, cum se întâmplă și la noi în federație. Da. Mulți sportivi dansatori spun, federația trebuie să ne ofere. Federația, ca să poată să-ți ofere, trebuie în primul rând să aibă rezultate. Dacă are rezultate și ea la rândul ei, poate să obțină. Da, deci dacă ai o finanțare care vine din urma unor rezultate, abia atunci poți să investești în ceva. Spuneai de canotaj. Da. Normal, au rezultate. Normal că totul se duce. Ca și la un producător muzical. Da. Unde va investi mai mult? Către cel care are cele mai multe și... un contrast că spune tu că se găsește o soluție la un moment dat și facem o paralelă cu cei de la canotaj care din vari motive aleg în avantajul lor să plece într-un cantonament în Italia pentru că au câteva avantaje acolo și chiar cumva au fost întrebați în nenumărate rânduri, dar voi câștigați tot ce prindeți acolo în România. De ce nu organizăm și la voi un european, un mondial, un ceva? N-avem unde. Trebuia m-a putut ca la fotbal. Acum unde se fac stadioanele? Până acum jucam... Păi, n-avem unde că... Na, mă rog, acum sunt răutăcioasă, dar sunt frații Păznagov care, din păcate, nu prea înțeles că trebuie să dea puțin motorul mai încet când trec pe lângă, că... Na.
Îi răsoarnă pe băieții ăștia cu barca și cine da. Știe ce pățesc. Nu, lasă, fița-i fiță, dați drumul la manele și ai... Da, din păcate... Și arunca sticlele în apă, că da. Aia e realitatea. Hai, da. Ne întoarcem din nou la bază, la educație. Și tot pleacă de la școală. E dureros, dar asta nu înseamnă că aici se termină. Și depinde de fiecare dintre noi, indiferent de cât de mic am fi, cât de influencer am fi sau orice am face, cum facem această schimbare. Nu pot să pretind că tu trebuie să te schimbi când eu nu fac lucrul ăsta. Cam aici e de lucrat din punctul meu de vedere. Paul, mai avem 5 minute și vreau să-mi povestești despre parcursul tău în perioada următoare. Cum se pregătește lotul național? Sincer să fiu, este o perioadă destul de dificilă, pentru că e prima oară când sunt în postura antrenorului de lot național. E total diferit față de ceea ce făceam la mine în academie, pentru că acolo îmi cunoșteam calitatea dansatorilor, știam cum pot să acționez. Aici, fiind dansatori din toată țara, au calități individuale, au personalități individuale, au decizii individuale și e foarte mult de lucrat la ideea de echipă. Mi-aș dori să putem să facem cât mai multe cantonamente, să stăm cât mai mult împreună, să înțelegem acest fenomen nou și în avantajul nostru la ora actuală, pentru că atunci vom reuși cu siguranță să avem și rezultate. Nu e ușor, absolut deloc, dar sunt sigur că vom avea un rezultat foarte bun, pentru că, exact cum spuneam mai devreme, ne dorim mai bine. Fac o evaluare, urmăresc. De exemplu, acum când am fost la Unbreakable în weekend, am avut oportunitatea să fie chiar și campionul nostru național, Bogdan Nedelciu, care este și membru a unei trupe de Young Hustler, dar în același timp stă în Cluj. Nu avem oportunitatea să ne întâlnim, nu avem oportunitatea să comunicăm foarte mult, dar l-am văzut acum la campionat și am văzut, de exemplu, că prezența lui la foarte multe campionate internaționale i-a adus o atitudine de câștigător. Adică a acumulat anumite lucruri. Sunt dansatori care reușesc să facă lucrul ăsta din punct de vedere internațional și atunci te poți baza pe mentalitatea lor pozitivă de campion, dar sunt dansatori care nu participă internațional și atunci trebuie să găsești un echilibru. Pentru toate lucrurile de genul ăsta este un proces destul de lung de făcut, dar cu siguranță, încet, încet, vom ajunge să ridicăm steagul deasupra capului pe locul întâi. Îți place munca de selecționer, nu? Că sună... Vezi că e mai grea, exact cum a spus, față de echipa de club. Acolo îi cunoaște mai bine aici și stă mai mult în... selecționerul. Dar, apropo, cât durează un cantonament? Adică... Acum, primul cantonament care s-a făcut real în istoria noastră a fost de 5 zile, s-a ținut la Reghin. A fost extraordinar de frumos pentru că am trecut prin toate etapele, atât de la cultură, de la toate elementele de bază pe care trebuie să le facem, cum trebuie să abordăm un battle. Vorbim despre Steve Zulu Gremlin, care este un maestru în aceste lucruri și avem ca să predea mai departe. Eu cu el mă cunosc la nivel internațional de foarte mulți ani și de asta am și optat să fie prezent, pentru că știam că poate să ofere. Nu am fost adeptul de a aduce alături de noi pe cineva internațional care deja este performer. Pentru că acea persoană poate concura cu un membru al lotului național la campionatele europene sau mondiale. Dar, în schimb, am preferat o legendă, am preferat un om care să poată să dea informații și să poată să motiveze real. Situația de selecționer nu este atât de ușoară. De ce? Pentru că sunt situații. Știi cum se întâmplă? Jucător, antrenor, care nu înțeleg anumite sisteme, care nu înțeleg anumite lucruri, cluburi, manageri și alte situații. Dar se lucrează și, cu siguranță, toate astea vor avea un numitor comun. Să sperăm că va ieși așa cum îți dorești, nu, Paul. Nu va ieși, sigur va ieși. Sigur va ieși. Dar vezi, trebuie să ne corectăm în momentul în care avem o atitudine. Și niciodată să nu mai zic rău că am stat la concluzia că trebuie să plătesc facturile altora. Deci nu există, nu pot, există, nu vreau. Asta e mare regulă. Asta, da. De exemplu, când facem la concurs, este ceva de gen respect. Ai zis de facturi? Ai, măi, trebuie să mă mai înveți inside-uri din asta. Normal. Ai grijă că ăsta e bait. Înseamnă când ai furat mișcarea celuilalt. Trebuie să facem o lecție de unui Cristi. Bun, dar acum vorbim numai prin semne. Și vorbim dacă numai așa. Dacă vrei să ceva, o fac pas. Și tu dacă vrei să-i răspunzi, te respect. Deci, Cristi, înainte voiam să-ți arăt așa, ți-arătam că mai sunt două minute. Am înțeles, mă gândeam.
Înainte ți arătam 3 minute, 2 minute, 1 minut. Acel minut s-a, dus. Da, acum cu minutul. Paul, multă baftă. Abia așteptăm să mai vii pe la noi să ne povestești cum a fost. Să-ți mulțumim tare mult pentru astăzi. Cristi, asemenea, din păcate cu timpul. Da, eu mai aveam multe întrebări pentru Paul. Hai, lasă că le pui după aia. Dragilor, noi ne revedem mâine, dar înainte de a încheia, rămânem cu antrenorul echipei FC Voluntari, care așteaptă meciul care urmează. Haideți să vedem ce a avut de spus. Ne vedem mâine de la 17. Un meci foarte important pentru noi. Suntem într-o formă bună. Avem 3 jocuri consecutive în care am obținut rezultate pozitive. Rezultate importante pentru noi, pentru moralul nostru. Îmi doresc foarte mult să ne menținem această linie, mai ales că jucăm acasă și noi de fiecare dată când am jucat acasă am făcut jocuri foarte bune. Din păcate pentru noi avem ceva probleme de efectiv și aici sunt puțin îngrijorat pentru că avem 5 jucători accidentați, 2 jucători suspendați, dar avem un lot de 28 de jucători de câmp. Cei care fac parte din lot trebuie să ridice la nivelul celor care joacă, clar, chiar dacă mulți dintre ei sunt tineri. De exemplu, la acest joc vom avea 8 under 21 în lot, dar sunt jucători de perspectivă, jucători în care eu cred, de-aia sunt aici, i-am pregătit, sunt pregătiți de competiție, sper să facă o figură frumoasă, să intre și să joace bine. Un meci dificil pentru noi, întâlnim o echipă mioveni, care în ultima partidă au jucat foarte bine, cu un Buziuc în mare formă, a marcat 2 goluri, un jucător periculos, cu Blănaru, au jucători destul de buni, jucători cu experiență, și aici mă refer la cei doi apărători centrali, la Scarlatache, pe care l-am avut jucător, la Balaur, care și pe el l-am avut jucător, și la Vaslui și aici la Voluntari. Deci va fi un joc greu pentru noi, un joc dificil.